Jurnalele RTT. Știri la fix. Școala profesională germană Kronstadt de la Brașov este în continuare cea mai căutată de elevi din toată țara. 252 de locuri sunt anul acesta disponibile la cererea agenților economici parteneri și vor fi formate în 9 clase. Sculer, matrițer, operator, confecționer, sudor și electromecanic, mașini unelte și instalații industriale sunt meseriile pe care le vor stăpâni elevii după cei 3 ani de școală. Pentru că procentul de angajabilitate este de 94%, tot mai mulți părinți își aduc la Brașov copiii. Dacă anul trecut au fost 2 elevi pe un loc, anul acesta se așteaptă să fie chiar 3-4 candidați pe un singur loc. Bursa lunară pe perioada școlarizării de 400 de lei, 200 din partea statului și jumătate din partea agenților economici, prioritatea la angajare după absolvire, accentul pe pregătirea practică și transportul și masa asigurată pe perioada practicii sunt avantajele pentru care tot mai mulți elevi și părinți aleg școala profesională Kronstadt de la Brașov. Mai am un băiat care e clasa 10K și pentru că am zis... Le-am zis să facă un liceu, dar nu vor, chiar dacă au medie, au ales școala profesională pentru că au o meserie. Termină profesională, face o meserie și poate să aibă un loc de muncă sigur. Cred că este ceva pentru ei, ceva mai bun în viață, ceva reușesc mai mult în viață. N-ar fi vrut la un liceu, de exemplu? Știu dacă se încadra chiar spre un liceu. Cred că o meserie e mai importantă. Suntem din județul Covazna, Sita Buzăului. Și totuși vă convine să vin aici, nu? Sperăm că o să intre. O să aici la Cămin? Da, dacă o să primească locuri. Eu cred că e mai rentabil și învață și o meserie. Singura școală profesională cu personalitate juridică din țară este foarte dorită de candidați de clasa 8-a din peste 10 județe, precum cele din nordul Moldovei, dar și Brăila, Hunedoara, Prahova, Covasna și chiar București. Liceul este mult mai greu și aici o să am o meserie asigurată, o bursă destul de bună și o școală profesională este bună decât un liceu care îți mai trebuie facultate. Am auzit că e cea mai bună școală și, nu știu, am auzit de la prieteni, am mulți prieteni și m-a interesat. Și plus că cred că mă descurc să văd meseria asta, nu știu. Mai mult nu știu să vă zic. Operator CNC. Mulți elevi care sunt deja clasa 9 sunt dispuși să renunță la un an de școală numai să fie admiși la școala profesională Kronstadt, de unde pot ieși cu o meserie căutată pe piața muncii. Sunt mai multe facilități aici, sunt mai multe dotări, am auzit că este un liceu mai bun. Și, nu știu, te motivează faptul că o să fii angajat imediat după terminarea școlii? Da, este și această variantă, din câte am citit. Prima opțiune a mea ar fi electromecanic și a doua operator comandă de mașini numerice. Candidații vor susține o testare și un interviu cu reprezentanții celor 15 companii partenere, majoritatea din industria automotive. Agentul economic ne-a solicitat o probă de preselecție, probă de preselecție ce constă într-un test, o probă teoretică, care vizează abilitățile tehnice ale elevilor noștri, vedere în spațiu, gândire tehnică, matematică, un pic înțelegerea unui text. Și mai ales interviul pe care îl susțin cu companiile, este a doua probă, care înseamnă totuși mai mult decât proba teoretică, înseamnă 60% din media de preselecție. 19 școli profesionale din județ oferă 1232 de locuri pentru 34 de specializări în 11 domenii. Informații detaliate pot fi găsite pe broșura admiterii disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Numărul salariaților l-a depășit în premieră la nivel național pe cel al pensionarilor. Institutul Național de Statistică a anunțat că raportul dintre numărul pensionarilor și cel al salariaților a ajuns la 9-10. Vestea proastă este însă că acest raport se echilibrează în primul rând prin scăderea numărului de pensionari pe cale naturală și abia apoi prin creșterea locurilor de muncă. În schimb, la Brașov, în ultimii 10 ani, numărul salariaților a fost mereu mai mare decât cel al pensionarilor. Raportul dintre numărul de pensionari și cel de salariați a fost de aproape 1-1, ceea ce înseamnă că un angajat activ susține un pensionar. Datele variază însă de la un județ la altul. Spre exemplu, Bucureștiul are 5 pensionari la 10 salariați, iar Teleormanul chiar 17 pensionari la 10 salariați. Brașovul stă bine din acest punct de vedere. Dacă la nivel de țară am ajuns să avem 9 pensionari la 10 salariați,
La Brașov situația este și mai bună și așa a fost de ultimii, să zic, 10 ani. Dacă avem la sfârșitul lunii aprilie 2016 un efectiv de salariați de 173.691 de persoane, numărul pensionarilor, și vorbim pensionare asigurări sociale de stat, sunt 142.000, vreo 600. Adică raportul este mult mai bun decât este la nivel de țară și din acest punct de vedere suntem între primele 5-6 județe. Vestea proastă este că acest raport se echilibrează în primul rând pe baza scăderii numărului de pensionari pe cale naturală, dar și numărul locurilor de muncă este în creștere. Dacă în anul 2015 numărul de salariați a crescut cu aproape 5.000, pe primele 4 luni ale anului deja avem o creștere a numărului de salariați cu aproape 4.000. Dacă mergem în ritmul acesta, știu eu, poate ne apropiem de 7.000 număr salariați mai mare decât a fost în 2015. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în partea a doua anului. O performanță negativă este că, la nivel național, 40% din bugetul de pensii nu este acoperit din contribuțiile plătite de către salariați. În plus, cele mai multe pensii sunt foarte mici, chiar dacă media la nivelul județului Brașov este mai mare decât cea națională, cu aproape 200 de lei. Vârstnicii brașoveni se plâng, în schimb, că au muncit o viață întreagă, iar acum la pensie abia se mai descurcă. Cei mai tineri nici măcar nu iau în calcul pensia de la stat. Am lucrat în agricultură, deci 40 de ani pe tractor fără cabină, numai în agricultură, deci am dat pită la tot poporul ăsta. Iarnă, vară, nu știu ce, trebuie să lucrezi, te duci să muncești. Dar pensia e mică. E foarte prea mare pentru cei ce lucrează ca să ne țină și pe noi. E foarte mare. Indiferent dacă ar mai crește numărul salariaților? Dacă mai crește, vă 5 milioane, da. Atunci, da, așa, cu ceea, cu nimic. Nicio speranță. Lucrați? Nu, cu nicio. Da, lucrez. Și luați în calcul că la un moment dat s-ar putea să ieșiți la pensie? Nu cred, în România nicio șansă. De ce? La cum merge sistemul aici, îți ia 20 de ani doar să aștepți actele, după aceea să iei pensie. Spuneți-ne dacă lucrați. Lucrați? Da. Lucrați. Luați în calcul că la un moment dat o să ieșiți la pensie? Nu. De ce? La cum sunt timpurile de acum, nici nu mă aștept. Numărul pensionarilor din România a ajuns la 5.270.000 în primul trimestru, în scădere cu 16.000 față de aceeași perioadă anului trecut. Semafoare în câteva zone periculoase pentru pietonii brașoveni. Trecerea de pietoni din apropierea cartierului Dârste, unde s-au petrecut în ultima vreme grave accidente soldate cu moartea, are începând de ieri seară semafor. Cu toate că trecerea nu este folosită prea des, traversarea a 4 benzi de circulație fără insulă pe mijlocul străzii reprezenta un adevărat pericol pentru pietoni. Din această cauză, Comisia de Circulație a dispus ca în zonă să fie instalat un semafor cu buton și cu sistem de sonorizare. În ultima perioadă, la 4 treceri de pietoni din Brașov au fost instalate sisteme de semaforizare cu buton. Este vorba despre trecerile de pietoni de pe străzile Iuliu Maniu, Griviței, 13 decembrie și Calea București. Alte trei urmează să beneficieze de un același sistem de semaforizare. Prima dintre treceri va fi cea de pe Calea București, din dreptul parcului Someș. Momentan, trecerea de pietoni este semnalizată cu galben intermitent. Urmează în zilele următoare, sperăm până la sfârșitul săptămânii, să punem în funcțiune și pe cel de pe Calea București, intersecție cu Berzi. Urmează cel de la Piața Dacia și de pe strada Hărmanului, de la fostul Ius. Deja acolo s-au făcut subtraversările, într-o parte deja s-au turnat fundațiile. Sperăm ca în următoarele 2-3 săptămâni să se finalizeze și acolo lucrurile. Primăria spune că va continua programul de introducere a sistemului de semaforizare la trecerile de pietoni din oraș, unde există circulație intensă atât din partea autovehiculelor cât și a pietonilor. Dosarul Revoluției din decembrie 1989 va fi redeschis. Peste 100 de persoane atacaseră hotărârea secției parchetelor militare declasarea dosarului Revoluției. Prin urmare, magistrații în altei curți de casație și justiție au admis, printr-o decizie definitivă, cererea procurorilor de confirmare a redeschiderii cauzei. Parchetul în altei curți de casație și justiție a infirmat în 5 aprilie ordonanța din 14 octombrie 2015 a secției parchetelor militare declasarea dosarului Revoluției și a dispus redeschiderea urmăririi penale în cauză pentru genocid și crime împotriva umanității. Printre persoanele care au atacat hotărârea de clasare se numără și Elena Vlase, mama eroului brașovean Nicușor Vlase. Procurorii vor relua cercetările pentru descoperirea celor care se fac vinovați pentru morții și răniții din Revoluție. Printre dosarele clasate, după ce
nu s-a găsit niciun vinovat, se numără și cel de la Brașov. Dosarul Revoluției din 1989 este una dintre cele mai tergiversate anchete din istoria practicii judiciare din România. 709 persoane au decedat, 1855 de persoane au fost rănite prin împușcare, 345 prin alte forme de violență, în timp ce 924 de persoane au fost private ilegal de libertate. Lucrările de construire a pepinierei forestiere de la Noa, aparținând regiei publice locale a pădurilor Kronstadt, au fost preluate de către o altă firmă după ce societatea care pornise inițial proiectul a renunțat la contract. Compania va trebui să finalizeze până în data de 30 iunie cele 30% de amenajări rămase de efectuat, contra sumei de 885.551 de lei cu care a câștigat licitația. Până la sfârșitul lunii, firma va trebui să termine montarea unui solar de peste 330 de metri pătrați, amenajarea unor sole și pietruirea drumurilor dintre ele, instalațiile interioare și exterioare și închiderea remizei PSI. Pepiniera proiectată pentru fondul forestier aflat în proprietatea publică a municipiului Brașov va fi amplasată pe Valea Popii, în cartierul Noua, pe o suprafață de 18.714 metri pătrați. Regia Kronstadt va avea de asemenea la dispoziție prin acest proiect mai multe utilaje specifice, printre care un tractor forestier cu braț hidraulic, o nacelă, motounelte cu disc tăietor, motoferăstraie mecanice, un tractor, un plug reversibil, atomizor, cultivator, semănătoare forestieră și grapă cu discuri. Proiectarea pepinierei urmărește obținerea unui număr cât mai mare de puieți la unitatea de suprafață în sortimentele dorite, de calitate corespunzătoare și cu costuri cât mai mici. Se vor produce aici diverse specii de rășinoase, precum molit, brad, pin, larice, dar și foioase, fag, paltin de munte sau gorun. Când va fi gata, pepiniera va produce anual 87.000 de bucăți de puieți din speciile rășinoase și 18.000 din speciile foioase. Cei 105.000 de puieți apți de plantat vor fi utilizați pentru lucrările de împădurire necesare în fondul forestier al regiei. Întreaga investiție pentru realizarea pepinierei forestiere de la Noua se ridică la 952.109 euro, din care 60% reprezintă valoarea nerambursabilă obținută prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în timp ce 40% reprezintă cofinanțarea municipiului Brașov. Concerte de muzică clasică și crossover, expoziții, ateliere, performance, masterclass-uri, conferințe și lansări de CD. Peste 25 de evenimente muzicale și artistice vor avea loc la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Muzică de Cameră și Arte Vibrate Festival în perioada 19-26 iunie. Un eveniment special este întâlnirea cu îndrăgita soprană Leontina Văduva, sâmbătă 25 iunie la Biserica Neagră. Brașovenii și turiștii vor avea parte de o surpriză în Piața Enescu, unde pianina Vibrate va oferi trecătorilor șansa de a-și demonstra talentul în văzul și auzul tuturor. Primele acorduri oficiale ale festivalului se vor auzi duminică 19 iunie la aula universității, începând cu ora 18. Până în 26 iunie, Vibrate Festival propune publicului reîntâlnirea cu muzica de cameră interpretată de tinere staruri ale muzicii clasice europene din Marea Britanie, Germania, Ucraina, Elveția, Olanda, Spania, Italia, Bulgaria și România. Încercăm să prezentăm repertoriu neobișnuit, dar și capodopere de căpătâi în spații alternative, spații neobișnuite, dar spații frecventate de brașoveni și atrăgătoare și pentru cei din afara Brașovului, pentru turiști. Pe durata festivalului, în centrul Pieței Enescu, va fi amplasată pianina Vibrate, la care vor avea loc mini-concerte ale artiștilor, elevilor, dar și ale trecătorilor dornici să-și exerseze talentul. Tot în Piața Enescu, pe 22 și 23 iunie, de la orele 14, vor avea loc ateliere de desen și pictură sub titlul Terapie prin artă. Ele sunt dedicate în mod special copiilor de la centrele de plasament, dar oricine trece prin Piața Enescu și își dorește să pune mâna pe o pensulă și să deseneze alături de copii este binevenit. Asta este și ideea festivalului și ideea Pieței Enescu în general a fost de a le da oamenilor ocazia, trecând pe acolo, să-și manifeste creativitatea într-un fel. Vibrate Festival ediția 2016 se va încheia printr-un concert special în aer liber la fermecătorul Bastion al Țesătorilor, duminică 26 iunie, în care publicul o va putea asculta și pe Luisa Zan, cunoscută interpretă de jazz, alături de interpreții Vibrate Festival.
Râșnovul a reușit să pună la punct un proiect prin care speră să obțină 4 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru restaurarea cetății. Proiectul de restaurare conține trei părți. Dărâmarea construcțiilor ridicate de italianul care a gestionat cetatea între 2000 și 2006, conservarea construcțiilor vechi și amenajarea de spații pentru expoziții permanente și temporare. Spațiile comerciale din cetate vor dispărea, în locul lor vor fi organizate diverse ateliere. În primele 5 luni ale anului, cetatea Râșnov a fost vizitată de 123.000 de turiști, față de 87.000 de vizitatori câți avea anul trecut în aceeași perioadă. Edilii se așteaptă ca, până la sfârșitul anului, numărul oaspeților să treacă de 400.000. Este, consider, unul dintre cele mai importante proiecte din punct de vedere muzeal pentru județul Brașov și, de ce nu, pentru România, fiindcă cetatea Râșnov, după cum vedem, are un aflux de turiști din ce în ce mai mare și cred că este necesar ca cetatea să beneficieze de un astfel de proiect. Cetatea nu a mai fost restaurată de peste o jumătate de secol, iar lucrările care se vor efectua prin acest proiect vor face ca aici să nu mai fie necesare pe viitor decât lucrări de reparații. Monumentul va arăta cu totul altfel la final. O să avem, cred că, un lucru pe care îl așteptăm de ceva timp cu multă nerăbdare, respectiv un moment istoric gândit cu funcție strict culturală, un monument istoric cu foarte multe spații muzeale, cu expoziții atractive care chiar vor avea și piese de patrimoniu descoperite în cetatea Râșnov. O să avem mai multe spații pentru festivalurile și pentru concertele desfășurate în cetate. Cetatea va avea instalații termice pentru că aici să poată fi organizate expoziții permanente și temporare. În plus, va exista și un sistem de iluminare care va pune cetatea în valoare și va permite vizitarea monumentului chiar pe timp de noapte. Investiția de 4 milioane de euro va face să crească numărul turiștilor care vor vizita cetatea Râșnov, dar și orașul. Brașovenii sunt invitați să susțină și în acest an atleții paralimpici. Pe 19 iunie se dă startul maratonului DHL Ștafeta Carpaților, unul dintre cele mai populare evenimente de acest gen din țară. Și cea de-a 11-a ediție va fi una caritabilă. Fondurile strânse vor fi donate Comitetului Paralimpic Român pentru a susține sportivii paralimpici la Olimpiada de la Rio. 1500 de alergători sunt așteptați pe traseul tradițional Predeal Pârâu Rece Râșnov Poiana Brașov. Participanții se pot înscrie pe echipe de 6 persoane la proba de ștafetă, unde fiecare va alerga 7 km. Alergătorii individuali pot alege să concureze la semi-maraton, 21 de km, sau la maraton, pe distanță de 42 de km. Și mici alergători pot participa la crosul copiilor, unde se pot înscrie pe diverse trasee în funcție de vârstă. Evenimentul este în continuă creștere. Noi sprijinim Comitetul Paralimpic pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Rio, dar susținem și viața sănătoasă și oferim oamenilor posibilitatea de a alerga în aer curat, de a se distra și de a vedea minunatele împrejurimi. Fondurile strânse din taxa de participare vor fi donate Comitetului Paralimpic Român și vor fi utilizate pentru susținerea sportivilor români participanți la Jocurile Paralimpice de la Rio din acest an. Chiar dacă este posibil să nu prindă participarea la Jocurile Olimpice, Ciprian, un tânăr tenismen din Sfântul Gheorghe, îi invită pe toți cei care iubesc sportul în natură și care vor să-i sprijine pe sportivii paralimpici să ia parte la competiție. Anul acesta, România va fi reprezentată la Rio de o delegație de cel puțin 15 participanți, cea mai numeroasă de până acum prezentă la Jocurile Olimpice. Mi-aș dori foarte mult să ajung la Rio. Sunt sportiv paralimpic pe ramura tenis de câmp. Ca să ajung la Rio am nevoie de un punctaj foarte bun, am nevoie de o ascensiune mare în clasamentul internațional și, din păcate, nu am reușit să mă calific la Rio, dar pe 30 iunie așteptăm confirmarea organizatorilor turneului paralimpic și e posibil să primesc un wildcard, adică o invitație oficială pentru unul din sportivii români pe disciplina tenis de câmp, dar și pe tir cu arcul, sportivi care au avut o ascensiune importantă în perioada aceasta și sper să particip și eu la Jocurile Paralimpice de anul acesta. La start se vor alătura și persoane din viața publică. Pentru al treilea an consecutiv va alerga și Monica Roșu, gimnasta dublă medaliată cu aur la Olimpiada de la Atena din 2004. Dezamăgită că echipa de gimnastică a României nu va participa la Jocurile Olimpice, Monica Roșu îi susține cu atât mai mult pe sportivii paralimpici. Dacă noi, sportivii care suntem, avem două mâini, două picioare bune, ne este foarte greu sau este greu să ajungi la un nivel atât de înalt, încerc să mă pun în situația lor și mă gândesc că munca este dublă și că dorința și determinarea este și mai mare. Pentru a merge să te antrenezi,
după cum spunea, nu sunt fonduri, trebuie să găsești tot felul de soluții să ajungi să te antrenezi și să ajungi la un nivel foarte bun și să nu uităm că ne-au adus medalia. Festivitatea oficială de premieră, atât pentru adulți cât și pentru copii, va avea loc pe platoul din fața stânei turistice din Poiana Brașov. După festivitate, la ora 18, Smiley va susține un concert cu acces liber publicului. În ziua de desfășurare a competiției, șoferii nu vor avea acces între orele 10 și 13 pe DN73A între Predeal și Râșnov, iar în intervalul orar 11-17 pe DN1H între Râșnov și Poiana Brașov. Angajații din primării și consilii județene intră în grevă generală, anunță Federația Națională a Sindicatelor din Administrație. Potrivit sindicaliștilor, angajații din administrația publică se consideră discriminați în raport cu cei din administrația centrală, care, spun ei, au beneficiat de creșteri salariale de până la 70%. Federația Sindicatelor din Administrație a notificat Ministerul Muncii cu privire la declanșarea conflictului de muncă și a anunțat calendarul protestelor. Va fi organizată o grevă generală de o oră în data de 5 iulie, o grevă generală de o zi în 12 iulie și grevă generală pe termen nelimitat începând cu 19 iulie dacă revendicările lor nu sunt soluționate. Un protest similar a avut loc la Brașov și în 2015. Pe 30 aprilie, angajații din 43 de primării și din Consiliul Județean au fost pentru o zi în grevă generală. La numai două zile după ce a cucerit titlul de campioană națională cu echipa de junioare 2 a clubului, Mariana Târcă este noul antrenor al echipei de senioare de la Corona. Antrenoarea cu care echipa de handbal de sub timp a cunoscut cele mai mari performanțe revine astfel pe banca tehnică. A fost anunțată noua conducere a echipei de handbal. În poziția de antrenor principal va fi doamna Mariana Târcă, iar ca antrenor secund domnul Dumitru Berbece. Mariana Târcă va avea ca obiective unul din primele două locuri în campionat, care ar duce în preliminariile Ligii Campionilor, precum și cel puțin faza semifinalelor în Cupa EHF. În ședința AGA de marți s-au mai luat câteva decizii importante. Președintele clubului, Emilian Cernica, și-a depus demisia și și-a exprimat intenția de a continua doar ca președinte al secției de hockey. Cernica spune că își dorește să aducă un antrenor de peste ocean, care să aducă și doi jucători străini în funcție de ce crede acesta care avea nevoie echipa. Deocamdată Richard Filip a semnat cu brașovenii, iar Patrick Polț este și el foarte aproape de o revenire sub tâmpa. O altă decizie luată în ședința AGA de marți a fost reînființarea secției de fotbal cu echipă de copii și juniori. Lotul masculin de sabie al României pregătește în Poiana Brașov campionatele europene care se vor desfășura în această săptămână la București, dar și Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro care se vor desfășura în luna august. Singurul calificat la Rio este Tiberiu Dolniceanu, de la care toată lumea așteaptă o medalie. Sub conducerea lui Dan Găureanu și Florin Zalomir, sportivii români se antrenează în Poiana Brașov încrezători că vor obține rezultate bune la cele două mari competiții din această vară. E un loc în care venim de multe ori pe an, aici ne simțim cel mai bine, aici ne merge foarte bine pregătirea, e și liniște, suntem la munte, e altfel de atmosferă. Mai avem o săptămână jumate până la campionatul european și sperăm noi să facem o treabă bună acolo înainte de Olimpiadă. Alături de băieți se pregătește și dinamovista Bianca Pascu, fostă vicecampioană europeană de juniori. Din păcate, sportiva crescută la Brașov nu a reușit să se califice la Jocurile Olimpice, însă speră să obțină un rezultat cât mai bun la europene. E aici că de obicei ne simțim cel mai bine înainte de fiecare concurs important, este locul nostru de pregătire și suntem pe ultima sută de metri înainte de campionatul european din Polonia. Suntem mulțumiți, suntem sănătoși, ne antrenăm bine. 14 sportivi vor reprezenta România la campionatele europene de scrimă care se vor desfășura în weekend la București.